Este un automatism care se formează în copil. Copilul la 4, 5, 6, 7, 10 ani, lui nu mai e greu să stea în adunare dacă eu l-am învățat de mic. L-ai pus acolo, pentru nimeni nicio problemă să stea. El asta face de când, mă știu eu, de când m-a născut mama, eu știu că două ceasuri nu mișc, două ceasuri sau patru ceasuri pe săptămână, eu nu mișc, domnule, eu două ceasuri trebuie să stau așa. De ce? Deocamdată nu știu, dar așa trebuie să stau. Că dacă nu stau, am încurcat-o, ies afară, ia ta vegetație pe aici, domnule, știu că trebuie să stau așa. Și ăsta ar fi un simplu motiv pentru care să-l aduci la casa Domnului de mic. E un automatism care se înscrie în el. Și nu-i va fi când l-aduci, l-ai dus pe la grupe de copii, pe la tinere, până nu știu unde, locuri în care se distrează, se bucură, face una alta, l-aduci deodată în adunare, toți stau serioși, la genunchi, pe genunchi, la rugăciune. Aha, nu, mie nu-mi place adunarea asta. Mie nu-mi place adunarea asta. Noi cântăm imnuri. Aha, noi cântam cu zanga, 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 dranga. Ce? Nu ne plac cântările astea. Păi noi ne rugăm atâta. Noi făceam rugăciunea, ne rugam și pentru cățel, și pentru una alta. Mie nu-mi plac rugăciunea astea serioase, cu pocăință, cu nu știu ce. Eu nu așa am învățat. După ce l-ai învățat 15 ani așa, sau 18 ani așa, crezi tu că el o să intre într-un sistem din asta? Pleacă tinerii din biserici. De ce pleacă? Pentru că n-au fost aduși în felul acesta. Să învețe de mici, să intre automatismul ăsta în ei. Da? Cheamă, zice Scriptura, strângeți copii și chiar pruncii de la țâță. Nu ni s-ar părea absurd lucrul ăsta astăzi. De ce înțeleg, domne, pruncii? Nu-i treaba ta asta ce înțeleg pruncii. Dumnezeu, dacă aș lua simpla porunca lui Dumnezeu, Dumnezeu mi-a poruncit lucrul ăsta. Fac, domne, că Dumnezeu mi-a poruncit lucrul ăsta, fac cum Dumnezeu mi-a cerut. Fac cum Dumnezeu mi-a cerut. Sunt multe metode de a aduce, de a-i strânge, de a-i ține aici. Și sunt biserici care sunt prietenoase cu copiii și sunt biserici care nu suportă copiii. Sunt biserici care nu suportă copiii. Da? Sunt biserici în care fotaia acolo, foșnește unul sau altul. Problema nu e cu copiii, să știți. Eu nu sunt obligat când un copil a scăpat o mașinuță. N-ai văzut în viața ta un copil scăpând o mașinuță? Nu trebuie să mă întorc. Ce-a făcut? A scăpat o mașinuță jos? Părinți ăștia, uite copilul ăla a scăpat o mașinuță jos la 6 luni. Serios? Păi ce crezi că o să facă cu ea mai devreme sau mai târziu? Problema nu e cu el că o scăpat-o jos, el o să o scape de 1 milion de ori jos. Problema e cu mine. Că eu pot zic că o scăpat, nu e nicio problemă. Cuvântul Domnului atât de important încât și dacă ar scăpa ăștia o ladă cu mașinuțe pe jos, n-am niciun fel de problemă. Problema e și că o vine cu mașinuța la adunare, da?